După viscol frig puternic, capitala și 29 de județe se află sub cod portocaliu de cer până vineri seara la ora 20. Pentru restul de 13 județe din vestul, nordul și centrul țării este în vigoare o atenționare cod galben de cer însoțit de ninsori și viscol. Vineri temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între minus 9 și 2 grade, iar cele minime între minus 18 și 2 grade, cu cele mai coborâte valori în nord-est și cele mai ridicate în sud-vest. Extrem. Sâmbătă se întrevede o încălzire a vremii în vest, centru și nord, unde valorile ajung spre normal. În sud și est va fi frig în continuare. În noaptea de sâmbătă spre duminică, gerul persistă în jumătatea estică cu minus 18 grade în zona Bucovinei. În schimb, în sudul Banatului se vor înregistra 0 grade pe timpul nopții. Sâmbătă va mai ninge doar nordul țării. În sud și în vest vor fi precipitații mixte, favorizând local depunerile de polei. Duminică cel mai frig va fi în Moldova, unde maximele vor urca doar până la minus 6 grade. Vremea se încălzește pe deplin abia luni în toate zonele țării. Temperaturile maxime se vor situa în general între 2 și 10 grade, iar cele minime între minus 4 și 5 grade Celsius. În capitală, sâmbătă vor fi minus 4, minus 5 grade, dar vor fi condiții de lapoviță și polei. Duminică va fi mai frig și va cădea lapovița, iar luni vom avea parte de temperaturi pozitive de 2-3 grade Celsius.